Bună seara, vă spun din nou împreună cu toți cei care ne urmăriți din studioul Prodonces. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei care aveți o inimă deschisă să primiți învățăturile pe care Sfânta Scriptură vrea să ne le transmită nouă tuturor. Sunt Daniel Fodorean, realizatorul acestei emisiuni și în seara aceasta, din nou, timp de o oră, vom fi împreună și vom explora un subiect foarte interesant, așa după cum ați văzut în posterul făcut pentru această emisiune. Biblia în întregime este o carte a schimbării vieții oamenilor. Dar sunt totuși porțiuni din Biblie care au avut un impact destul de mare asupra vieții unor oameni. Cartea Romani, scrisă de Sfântul Apostol Pavel, este una dintre aceste secțiuni din Sfânta Scriptură. Reformatorul Martin Luther a fost provocat în convingerile sale religioase în așa fel încât a decis să își schimbe întreg sistemul de gândire și să experimenteze la nivel personal o convertire. Această carte a fost pentru Martin Luther o carte de suflet, dar unii dintre comentatori spun că a fost și baza pentru reforma protestantă și cred că cele 95 de teze ale lui Martin Luther nu au fost ele cele care au generat reforma, ci reforma s-a întâmplat la nivel personal. De asemenea, Cartea Romani a fost o carte din care și-a primit izvorul transformării vieții lui și traducătorul Bibliei din limba română, Dumitru Cornilescu. În seara aceasta aș dori să vorbim tot despre Cartea Romani. Săptămâna trecută am deschis această carte și n-am reușit să mă desprind de mesajul pe care cartea aceasta îl are și am decis să ne întoarcem în această carte la o altă temă, la o temă foarte interesantă, la un capitol foarte interesant și cu implicații majore pentru viața noastră ca și creștin. Capitolul 7 din Cartea Romani, Creștinul, Legea și Păcatul. Invitat în emisiunea din această seară este tot pastorul și profesorul Sorin Sabou, directorul Centrului de Cercetare din cadrul Institutului Teologic Baptist din București. Bună seara, bun revenit! Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru ocazie! Apreciez mult că sunteți în seara aceasta cu noi, dincolo de ocean, la un timp diferit, o oră diferită, dar dacă bine țin minte și într-o zi deosebită, soția lui Sorin astăzi își aniversează ziua de naștere și îi dorim la mulți ani și cred că toți sunteți în asentimentul meu, să-i dorim toate binecuvântările lui Dumnezeu să fie revărsate peste Simona și peste întreaga casă a voastră. Care este ideea centrală acestui capitol roman, capitolul 7? Ce vrea de fapt să comunice Apostolul Pavel atunci când a șternut în această carte acest capitol? Cred că este de mare folos să operăm cu câteva distincții de text în acest capitol. Și anume, primele versete descriu posibilitatea prin care relația cu legea este redefinită prin moartea lui Iisus Hristos și prin intrarea noastră într-o relație cu El. După versetul 7, până la final, avem ceea ce în studiile de specialitate se numește apărarea legii de către Apostolul Pavel. Avem câteva întrebări fundamentale, o menționez aici pe una de căpătâi, la începutul versetului 7, el întreabă, este legea ceva păcătos? Dacă aș traduce literal, ar spune, este legea păcat? Ca să răspund foarte punctual la întrebarea pe care mi-ați pus-o, tema principală este această apărare a legii. În contextul dezbaterilor în care a fost prins Apostolul Pavel în viacul întâi cu
o serie de întrebări din partea, în special din partea evreilor creștini legaliști, care aveau o anumită înțelegere a legii și nădăjduiesc că în emisiunea din această seară noi vom putea explora aceste distinții. Deci, apărarea legii ar fi tema generală. Desigur, din partea unuia care a fost fariseu, a fost evreu practicant, acum este evreu creștin. Deci să înțeleg că Apostolul Pavel, ca unul care a vorbit despre iudaism, despre lege, acum a devenit un fel de apărător al legii, într-un anumit fel, pe care el îl descrie în capitolul 7. Cam aceasta ar fi ideea. Deci, să nuanțăm despre ce fel de apărare este vorba. Orice lucru bun pe care îl dă Dumnezeu, în cele din urmă, într-o lume căzută, este deturnat. I se schimbă direcția. Devine o armă a păcatului pentru distrugerea omului. Și legea a pățit la fel. Ajunge să fie folosită de către păcat, având în vedere slăbiciunile omului, pentru a aduce în viața omului moartea. Legea care este dreaptă, care este sfântă, bună, legea care a fost dată pentru viață. Și aceste lucruri trebuie clarificate și Apostolul Pavel vine și apără legea lui Dumnezeu în acest text, în Romani capitolul 7. Ce se înțelege prin conceptul lege? Sunt unii care probabil ne urmăresc și probabil să gândesc care nu sunt foarte, poate unii foarte religioși, alții nu înțeleg întreaga definiție a ceea ce înseamnă legea lui Dumnezeu. Unii se poate să gândesc la codul penal, codul civil, relația creștinului cu aceste norme instituite în societate. Ce înseamnă de fapt legea? La ce se referă Pavel când vorbește despre lege? În mod direct, el se referă la legea pe care a dat-o Dumnezeu poporului său. Atât în forma ei mozaică, dată lui Moise, cât și porunca dată lui Adam. De exemplu, dacă citesc versetul 9 din capitolul 9, din capitolul 7. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și i-a omorât. Personajul biblic, istoric, la care se referă Apostolul Pavel aici, cu mare probabilitate, cel mai probabil, este Adam. El este singurul om din istoria omenirii care poate spune cuvintele acestea, odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Până la momentul în care Domnul a dat porunca să nu mănânce din pomul oprit. Așadar, referirea la lege este o referire la legea lui Dumnezeu, la poruncile lui Dumnezeu, în varietatea formelor lor, începând cu porunca dată lui Adam și până la Sinai, în momentul în care Domnul dă poruncile sale poporului său prin Moise. În acest capitol, cum este prezentată relația creștinului cu legea după convertire? Capitolul începe cu versetul 1. Nu știți, fraților, că vorbesc cu unor oameni care cunosc legea? Se referă aici la evrei sau la convertiți? Cum este privită în această primă secțiune a capitolului relația omului cu legea? Deci, din punctul de vedere al celor din poporul lui Dumnezeu, a evreilor, oameni care au primit de la Dumnezeu legea, care își trăiesc viața sub autoritatea legii, este o relație directă de ascultare. Acum, cel care a devenit creștin și-a schimbat stăpânul, și-a schimbat forul de autoritate. Și aici, în primul paragraf din capitolul 7, avem această imagine cu femeia care e căsătorită, la care îi moare soțul, și după momentul morții există posibilitatea ca ea să devină soția altuia.
Această imagine este folosită de Apostolul Pavel pentru a arăta întoarcerea la Dumnezeu, întoarcere care presupune moarte față de viața de dinainte, față de omul cel vechi, față de tot ceea ce am fost noi în Adam, sub stăpânirea legii, o intrare acum într-o nouă relație cu Iisus Hristos. El este cel cu care ne-am cununat. Pe baza acestei imagini avem o schimbare de autorități. Omul, creștinul, intră sub această nouă stăpânire a lui Hristos. El este actualul soț, folosind imaginea din primul paragraf din capitolul 7. El folosește aici termenul moarte pentru a marca încetarea unei relații și intrarea într-o altfel de relație. Exact. Cine a murit de fapt? A murit legea? A murit cel omul față de lege? Cum este privit acest concept? Răspunsul nuanțat ar fi: a murit omul nostru vechi. Tot ceea ce am fost noi sub stăpânirea păcatului, sub stăpânirea legii, aceea este partea care a murit, dacă putem vorbi în părți, în ce ne privește. Limbajul este un limbaj spiritual, dar deosebit de real, de concret, care duce la această schimbare de soț. Ceea ce spunea Pavel aici: tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ceea ce privește legea, și voi ați murit ca să fiți ai altuia, exact ce menționați, adică celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Deci moartea aceasta a fost posibilă prin moartea lui Hristos. Exact. Să dezvoltăm puțin această idee, pentru că este fundamentală. Această împărtășire în moartea lui Iisus Hristos este posibilă pentru că întotdeauna în scrierile Apostolului Pavel și mai larg sau mai adânc în teologia Apostolului Pavel, el vorbește despre răstignire, despre moarte de pe cruce, întotdeauna ca despre moartea lui Hristos. Acest fapt mesianic, acest element identitar fundamental, va face apoi posibilă împărtășirea în acest eveniment mântuitor. Mesia este cel care reprezintă poporul lui Dumnezeu. El este unsul Domnului, regele poporului, și în momentul în care el câștigă o biruință, în momentul în care el înfăptuiește ceva, poporul în mod potențial are parte de câștigul, de biruința lui. De aceea noi, prin credință, avem acces la tot ceea ce Hristos a câștigat pe cruce pentru noi. Deci avem acest limbaj care subliniază capacitatea de încorporare, de beneficiere a noastră în ceea ce a câștigat El pentru noi, în ceea ce este El pentru noi. Și Apostolul aici vorbește despre o nouă stăpânire sub care noi suntem trecuți, puși după ce Hristos a murit pentru noi, și anume să fiți ai altuia. La cine se referă textul acesta, altuia, ca să faceți altceva și să aduceți un rod pentru Dumnezeu? Exact. Deci, ai altuia este o referire la Iisus Hristos cel înviat. Umblarea noastră împreună cu El, intrarea noastră în ascultare de El, începe prin această moarte a noastră față de tot ceea ce am fost noi în viața veche. Și începem o viață nouă. Desigur, toată discuția aici este din punctul de vedere a autorității legii în viața poporului lui Dumnezeu, în viața evreilor.
Roman capitolul 7 îi are în vedere în special pe evrei creștini pentru a clarifica autoritățile în viața lor. Și de aceea Hristos în final are întâietate în ce privește forul de ascultare nou, cel cu care ei se cunună, cel cu care și noi, creștinii dintre neamuri, ne cununăm. Dar felul în care legea are un rol în viața celor născuți, crescuți și educați ca evrei, este diferit de felul în care legea are un rol în viața noastră a celor care venim dintre neamuri. Da, noi știm că legea lui Dumnezeu e scrisă și în inima noastră, dar noi n-am fost formați după toate regulile legii mozaice. Da. La acest punct trebuie să nuanțăm din nou, pentru că și în viața noastră a creștinilor dintre neamuri există un loc pentru legea lui Dumnezeu, o lege care îl descoperă pe Dumnezeu, o lege care ne îndreaptă și pe noi înspre Hristos, o lege care arată standardele lui Dumnezeu. Dar această expresie pe care o folosește aici Apostolul Pavel, dar acum ați fost izbăviți de lege și sunteți morți față de legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duc nou, iar nu după vechea slovă. Ce ar putea să însemne lucrul acesta? Toate aceste afirmații trebuie înțelese într-un mod cuprinzător. Această referire la lege în termenii unei slove vechi, care înrobește, este o referire cuprinzătoare a felului în care legea a ajuns să fie deturnată în istoria mântuirii de puterea păcatului în viața omului. Da, eu ascult și citesc ce îmi poruncește Dumnezeu. Dumnezeu îmi poruncește să nu poftești. Și datorită stării mele căzute și a păcatului care este în carnea mea, în mădularele mele, eu voi ajunge să deturnez această poruncă dreaptă, sfântă și bună a lui Dumnezeu, dată pentru viață, în ceva care mi-aduce moartea. Și așa ajung să cunosc păcatul. Asta e inima argumentului, a ceea ce avem aici din partea Apostolului Pavel. Ce este esențial aici este această lucrare de deturnare a păcatului, atât în ce privește legea lui Dumnezeu, cât și în ce privește slăbiciunile mele. Deci, în esență, nu exprimă faptul că legea ar fi rea, nepotrivită, nu ar fi exact un lucru bun, ci apostolul vorbește mai mult aici despre autoritatea care guvernează pe un creștin, și acea autoritate va face ca legea să ocupe un alt statut în viața lui, dacă înțeleg bine, și anume că prin această moarte, separare de lege, de fapt, noi am fost puși sub autoritatea lui Hristos. Da, dar dacă mergem mai adânc, ce am avut înainte în capitolul 6, Apostolul Pavel a căutat să arate felul în care partea noastră, slăbiciunea, căderea, omul nostru vechi, are parte de izbăvire datorită faptului că am fost răstigniți împreună cu el. Viața cea nouă începe, suntem și noi în locul în care a avut loc învierea, acolo unde l-a înviat Dumnezeu pe Hristos din morți, acolo este locul în care începe umblarea în noutatea vieții pentru noi. Dar întotdeauna situația este mult mai complexă și acum el trebuie să arate care este locul legii într-o așa situație complexă, pentru că Dumnezeu nu își începe lucrarea între oameni odată cu venirea lui Iisus Hristos. El a avut-o de la început, ea acum ajunge la apogeu.
Și în istoria mântuirii, legea este o perioadă clar delimitată de descoperire a voii lui Dumnezeu în viețile oamenilor, dar acest lucru așa de bun, așa de sfânt, a ajuns să fie deturnat de puterea păcatului și a ajuns o slovă care este veche și care înrobește. Dar ce relevanță mai are acest concept al legii pentru noi? Pentru că noi, nefiind evrei, nu ne-am născut sub legea mozaică. Noi, ca și creștini, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim legea și conceptul legii din nou, dar fără Dumnezeu și fără trăirea cu El, noi nu știam despre această lege. Ce relevanță mai are conceptul acesta al mutării de sub autoritatea legii, sub autoritatea lui Hristos pentru noi astăzi? Pentru noi creștinii dintre neamuri, care nu ne-am născut într-o familie de evrei, n-am fost crescuți sub regulile legii, sub cerințele legii, nu are o relevanță directă. Are, în schimb, una indirectă, și anume. Și nouă ni s-a făcut parte de intrarea în poporul lui Dumnezeu prin credință. Noi așa devenim fii ai lui Avram, părintele tuturor celor credincioși. Intrând în poporul lui Dumnezeu, noi vedem cum a lucrat Dumnezeu înainte. Noi vedem descoperirea treptată a lui Dumnezeu în istoria poporului său. Și văzând trecutul, noi reușim să ne dăm seama că ni s-a făcut parte de bogății deosebit de mari. Tot ceea ce avem în legea lui Dumnezeu este o descoperire a adevărului lui Dumnezeu. Deci beneficiile sunt deosebit de mari, pentru că noi nu-L putem înțelege pe Iisus Hristos decât dacă vedem că toată legea țintește înspre El. El este țelul suprem al ei, este scopul ei. De aceea noi avem nevoie să ne încadrăm în ce privește captarea planului lui Dumnezeu, să vedem, da, uite, am fost adus și noi într-un loc la care se lucrează de mult și acum ne se face și nouă parte de bogăția smochinului, bogăția măslinului. Unii credincioși, când descopere mântuirea prin Hristos, se apropie de ceea ce ne-a adus Mântuitorul nostru și se apropie de cuvântul Scripturilor astăzi, se apropie nu doar de Hristos, ci ei într-un fel îmbrățișează din nou, ca și evrei de altă dată, legea. Și tind să vadă că nu este suficient să te întorci doar la Hristos prin credință, ci ar trebui să treci dincolo de Hristos spre acel context în care Dumnezeu s-a descoperit și l-a adus pe Hristos, și un parte din acest context a fost și darea legii. Cum explicați lucrul acesta, că unii creștini din nou se întorc sub argumentul legii și sub trăirea legii? Noi aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că astfel de atitudini și de practici sunt deosebit de periculoase. Apostolul Pavel abordează această problemă în Epistola către Galateni. Oameni dintre neamuri care s-au întors la Dumnezeu, care prin credință, prin pocăință au început o viață nouă, oameni care au fost născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu, oameni care au început deosebit de bine, oamenii aceia sunt convinși de către iudei, de către creștini, evrei, legaliști, să facă exact lucrurile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Și Apostolul Pavel este deosebit de drastic cu ei. El pune următoarea întrebare pe care trebuie să o punem și noi. Dacă dreptatea s-ar primi prin faptele legii, prin împlinirea a ceea ce se poruncește în lege, n-ar mai fi fost nevoie să moară Hristos. Dacă așa ceva ar fi adevărat, Hristos a murit degeaba. Acolo este problema cea mai mare. Și noi știm că Iisus Hristos a venit și și-a dat viața pentru toți oamenii, pentru că
Legea nu a putut oferi viața. Legea nu a putut oferi o restaurare a relației cu Dumnezeu. Legea a avut un rol limitat, a îndreptat pe oameni spre Hristos, iar în final legea a fost deturnată din ceva dat pentru viață, în ceva dat care a dus moartea, deturnată de puterea păcatului. Despre această relație dintre păcat și lege ne vorbește, cred că, apostolul în secțiunea următoare, din versetul 7, cum este văzută această relație păcat-lege, rolul legii față de păcat, relația păcatului cu legea. Deci, în secțiunea aceasta de la 7 la 12 sau 7 la 13, în funcție de cum împărțim acest text, cel mai probabil exemplul ilustrativ folosit pentru a arăta această relație dintre lege și păcat este exemplul lui Adam. Pentru că, așa cum am menționat, persoana din versetul 9, singura la care se potrivește în toată istoria omenirii, este Adam. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Momentul darii poruncii de către Dumnezeu în Eden, să nu mănânci din pomul oprit, este primul exemplu de poruncă ce este deturnată de către ispitirea păcatului. Și dintr-o poruncă dată pentru păstrarea vieții, ajunge o poruncă care aduce moarte pentru că omul a călcat-o. Toate acestea se datorează păcatului care este activ. Dar Apostolul Pavel este foarte atent. Legea nu este păcat. Legea poate fi deturnată de păcat, poate fi îndreptată greșit, dar legea rămâne sfântă, dreaptă, bună și are ca scop inițial viața. Dar din cauza păcatului aduce moarte, aduce condamnare. Și omul este izgonit din Eden. Deci, într-un fel, păcatul deturnează porunca legii sau păcatul deturnează păcătosul de la împlinirea legii? Pentru că asta ar fi întrebarea. Cine pe cine deturnează? Într-un fel, păcatele noastre schimbă ceva în natura legii, în conținutul legii, în conținutul poruncii, sau în esență păcatul ne face pe noi să ne poziționăm într-o altfel de situație decât legea ne-ar fi cerut? Deci, păcatul deturnează ceva bun înspre a aduce ceva rău. Scopul pentru care Domnul a dat porunca a fost să păstreze viața, să păstreze pe om în ascultare de Dumnezeu. În momentul în care păcatul a convins pe om să nu-L asculte pe Dumnezeu, legea respectivă aduce condamnarea, aduce moartea. Pentru că deci cu alte cuvinte, schimbă scopul și ceea ce a fost pentru protecția noastră, pentru viața noastră, în esență devine pentru condamnarea noastră. Exact, exact. Deci, de aceea, în limba română, cuvântul potrivit este deturnare. Deturnare de la scop. Schimbă direcția. Exact, exact, exact. Exact. Da. Și Apostolul Pavel aici spune că, de fapt, rolul legii în contextul acesta al păcatului a fost ca să pună în lumină tocmai păcatele noastre. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi avut o lege? Dacă nu am fi avut o lege de la Dumnezeu, ne-am fi asemănat și noi cu celelalte popoare. Omul și-a dat seama destul de repede în istorie că nu poate conviețui cu alți oameni fără legi. De aceea este așa de faimos codul lui Hammurabi, de exemplu. Unul dintre cele mai vechi coduri scrise, cu ce scop? Ca să facă viața posibilă, ca să facă societatea posibilă. Deci, dacă nu trăiești într-un popor căruia Dumnezeu i-a dat legea, omul caută să-și facă el anumite reguli, pentru că altfel
prin natură el este violent și viața este scurtă, brutală și deosebit de plină de suferință. Oamenii lăsați singuri ajung să se elimine unii pe alții. Noi vedem așa ceva exact în familia lui Adam, după izgonirea din Eden, cei doi fii, Cain și Abel, sfârșesc exact în această situație. Unul omoară pe celălalt. Acesta este omul într-o stare naturală, fără nicio lege. Îl elimină pe cel de lângă el. Așa că legea negreșirii era sfântă și porunca era sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea, întreabă apostolul Pavel, și el spune nici de cum, dar păcatul tocmai ca să iasă la iveală ca păcat mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă, exact ce vorbeam mai înainte de deturnare. Îmi place expresia asta, ca păcatul să se arate aici din calea afară de păcătos, adică cum să mă explica? Sigur, celălalt scop al legii este acela de a defini păcatul. În legea pe care o dă Dumnezeu, iar arată clar ce e bine și ce este rău. În momentul în care acest standard vine de la Dumnezeu, omul care ascultă de el vede clar ce este bine și ce este rău. Așa se arată păcatul ca fiind păcătos. Desigur, problema e pe partea noastră, pentru că noi fiind căzuți, noi fiind cu slăbiciuni, suntem sub stăpânirea păcatului. Și atunci acest lucru bun, care are și menirea de a defini păcatul, el devine o armă a păcatului în viața noastră. În cazul lui Adam, călcarea poruncii l-a scos din Eden. Și în ziua de astăzi, chiar dacă noi nu suntem sub lege, legea își menține același scop de a fi o oglindă în care viața noastră să fie văzută și păcatele noastre să fie identificate, marcate în viața noastră, chiar dacă noi nu suntem, ca și evreii, în aceeași relație cu legea lui Moise. Este adevărat? Nu? Cum priviți lucrul acesta? Da. Nu, este. Și noi putem extinde asta și la lege în general, la legea civilă. În momentul în care o citești sau o auzi, ți se spune clar ce e bine și ce este greșit, ce este rău. Îți definește răul. Iar în momentul în care omul o calcă, legea respectivă care a fost dată să te protejeze, să nu îți fie rău, acum ajunge instrumentul de condamnare. Deci aceeași lege are și prescripția cum ar trebui să trăiască omul, dar în același timp are și condamnarea în ea sau aspectele care ne duc la condamnare. Astea sunt intrinseci în lege. Sunt componente așa fundamentale ale ei. Interesant este că și astăzi normele juridice se structurează așa, fără sancțiuni. O lege nu are forța necesară și de aceea în societate vorbim despre legea morală, să-i spunem așa, aspectul moral, și nu are, oamenii nu respectă atât de mult aspectul de moralitate datorită faptului că nu văd consecințele imediate, pe când o altfel de normă o respectă nu tot timpul de bunăvoie, ci datorită sancțiunilor care ar putea să fie aplicate asupra persoanei și așa operează într-un fel legea. Păcatul este în esență
Cred că am atins definiția lui, dar cum ați defini păcatul? Am vorbit ce este legea, relația dintre lege și persoană în momentul convertirii, trecerea de sub autoritatea legii la supra autorității lui Hristos în viața noastră, și am vorbit despre relația păcat și lege. Ce este păcatul în esență? Deci, într-un mod foarte succint, păcatul este neascultare de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu a cerut anumite lucruri și omul trăiește respingând lucrurile respective. Într-un mod foarte direct și pe baza textului pe care îl avem noi în această seară, așa definim păcatul. Dar mai este ceva, și asta începe în capitolul 5, dezvoltat în capitolul 6, aici din nou capitolul 7. Apostolul Pavel lucrează în argumentul său cu păcatul ca fiind personificat. Ca și cum ar fi un individ, ca și cum ar fi o sferă de putere. De aceea avem noi expresia aceea celebră în capitolul de dinainte, plata păcatului este moartea. Ceea ce îți plătește păcatul pentru că ai ascultat de el este moartea. Acest tip de limbaj este deosebit de eficient pentru că ajută pe cititor să-l integreze în viață mult, mult mai ușor. Deci păcatul nu este o realitate amorfă, fără viață, așa undeva departe sau ceva teoretic. Păcatul este ceva puternic, ceva care înrobește, ceva care pune stăpânire pe om. De aceea avem expresiile acestea celebre, dacă citim versetul 14, de exemplu, sunt vândut rob păcatului, sau păcatul care stăpânește în mădularele mele. În acest fel prezintă Apostolul Pavel această realitate rea din viața de pe pământ, o realitate care înrobește și care duce la moarte. Începând cu versetul 14, într-un fel, se pare că apostolul intră într-o tensiune personală dintre două aspecte, legea duhovnicească, ce înseamnă de fapt asta, și eu sunt pământesc, sunt vândut păcatului. Cum să explicăm lucrul acesta? Ce e legea duhovnicească? Ce înseamnă că eu sunt pământesc? Da, suntem într-adevăr din Lut. Romani 7, 14 la 25 este unul dintre textele cele mai greu de explicat din literatura paulină. De ce? Avem câteva expresii foarte, foarte greu de digerat. Una dintre ele am și menționat-o din versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Despre cine se poate spune un așa lucru? Putem noi spune despre un creștin adevărat că este rob vândut păcatului? Asta este prima întrebare, întrebare deosebit de importantă. Apoi, când citesc versetul 20, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Roman 7, 14 la 25 poate fi explicat satisfăcător în felul următor. Da, avem timpul prezent în această porțiune din text. Genul de literatură cel mai apropiat de ceea ce avem noi aici sunt psalmii de pocăință din Scriptură. Psalmi în care persoana care scrie își redă rugăciunea, o cercetare a vieții înaintea lui Dumnezeu în lumina legii sale,
o cercetare care duce la această mărturisire a frământării ca urmare a căderii și neascultării. Lectura acestui text devine și mai complicată când citim ultimul verset din el. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest timp de moarte? Cel care scrie aici știe care e soluția. Acum, întrebarea pentru noi este următoarea. Ceea ce este până la versetul 23 este despre un creștin sau este despre unul care acum este creștin și își descrie viața de dinainte de a fi creștin? Aceasta este una dintre explicațiile care au șanse mari pentru a rămâne în picioare, mai ales pe baza ceea ce urmează la versetul 2 din capitolul 8, care ne vorbește despre o izbăvire de legea păcatului și a morții. Cel despre care ni se vorbește aici în 7:14 la 24, încă nu este izbăvit. Dar el nu este un păgân, el nu este unul care nu știe legea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, e unul care e prins între toate acestea. Știu ce spune legea e bun și cu mintea mea iubesc lucrul acela, dar mădularele mele văd o altă lege care este împotriva legii din mintea mea. Și mă găsesc dezbinat în două părți. Vreau să fac binele, rău e prins, e lipit de mine. Am eu soluție pentru așa ceva? Și pentru că cel care scrie este creștin, el spune da, mulțumire lui Dumnezeu prin Iisus Hristos s-a făcut posibil lucrul acesta. Așadar, e foarte probabil că această porțiune este o mărturisire a apostolului Pavel în tradiția psalmilor de pocăință. Uite, acum când mă uit la viața mea, cam așa ceva, cam așa o înțeleg. Desigur, la momentul de atunci el n-a înțeles așa, că noi când îi citim mărturia, sunt fariseu, sunt evreu din evrei, am trăit o viață de dedicare pentru Dumnezeu, nu-l vezi deloc frământat. El stă și păzește hainele lui Ștefan, nu are nicio ezitare că el trebuie să moară, pentru că este apostat. Dar ulterior, el își recercetează viața și spune, măi, uite, cam așa ar trebui să fi fost lucrurile. Deci am putea, văd soluția. Am putea spune că, de fapt, pasajul acesta ultim e fapt este o ilustrare a ceea ce el a spus până acum, a vorbit despre autoritatea păcatului, a legii, autoritatea lui Hristos, despre faptul că trebuie să treci sub autoritatea lui Hristos, a vorbit despre păcat și lege și faptul că păcatul, de fapt, deturnează scopul legii în viața noastră și scopul pentru care legea a fost dat. Și acum, cumva, el, în mod personal, arată cum aceste concepte îl aduc pe el, Saul, în tensiunea aceasta dintre ceea ce este sfânt și drept, legea lui Dumnezeu, și dintre el care este un păcătos. Cam asta ar fi ideea. Da, da. Da, deci așa citesc acest text ca pe o mărturisire. Când ești deschis, sincer și când vezi lucrurile așa, fără orbire, aici ajungi. Un om deosebit de frământat. Desigur, când noi extrapolăm asta și mai mult și dacă luăm viața lui Saul, el încearcă, el se luptă, el gata să meargă până la Damasc să distrugă ceea ce l-a considerat că trebuie distrus pe creștinii de la început. El nu reușește să facă lucrurile respective, iar atunci când reușește, își dă seama că a făcut ceva rău. Uh-huh. Putem citi și în acest fel textul respectiv, dacă mergem și îl aplicăm direct la Pavel. Dar, pentru că el folosește termenul eu, pentru că el folosește timpul prezent,
pentru că el merge într-un crescendo cu privire la cât de extraordinară este legea lui Dumnezeu și cum ea rămâne întotdeauna sau trebuie să rămână întotdeauna un standard care mă îndreaptă spre Dumnezeu, îl putem aplica la orice om din poporul lui Dumnezeu care este sincer cu el însuși și ajunge să-și dea seama că adevărata izbăvire o dă Dumnezeu numai în Iisus Hristos. Am văzut altfel rămâi așa un om nenorocit. Am văzut textul acesta folosit de către creștini ca să explice oscilările care le au în viața lor, ezitările. Acum sunt elemente în viața mea pe care nu pot să le biruiesc, am căderi. Eu sunt ca Apostolul Pavel, exact ca și ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani. Oare am înțeles ideea că textul nu ne aduce spre asta? Cum am putea să explicăm acestor creștini? Oare ei pot să justifice oscilarea lor? Da, și eu sunt ca și Pavel, trăiesc ca aceeași tensiune? Sau experiența lor are nevoie de, într-adevăr, de o întoarcere reală la Dumnezeu? Un răspuns cuprinzător la această întrebare foarte importantă îl pot formula astfel. În viața creștină, potrivit cu învățătura Apostolului Pavel, potrivit cu învățătura Noului Testament, avem o tensiune. Și această tensiune se datorează faptului că noi trăim între vremuri. Ca să folosesc o altă imagine care apare mai târziu în epistolă, în capitolul 13, Apostolul Pavel spune noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Asta este un text din capitolul 13, versetul 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului. Care este ideea? Aceste realități ale veacului vechi, păcatul, firea pământească, legea deturnată de păcat, ele încă sunt parte din viață. Dar în aceeași viață, noi avem parte de celelalte noi, de izbăvirea pe care a adus-o Iisus Hristos, de răscumpărarea pe care a adus-o, de iertare, de lucrarea înnoitoare a Duhului Sfânt. Deci, deja s-au întâmplat anumite lucruri, dar încă sunt și altele. Noi suntem încă în această lume care n-a trecut, dar în același timp vedem că se face ziua. Suntem așa acolo, în zori. Nu-i nici noapte, nici zi. De aceea, tot aici, Apostolul Pavel va spune ulterior, mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dumnezeu a început ceva în viețile noastre, dar așa ceva trebuie să ajungă la final, la desăvârșire. Încă n-am ajuns acolo. Deci de aceea încă păcatul dă târcoale, ne înfășoară și uneori are câștig de cauză. Deși n-ar trebui să aibă. Pot coexista cele două aspecte într-o singură persoană, păcatul și viața nouă pot să fie împreună în aceeași persoană, pot să coexiste? Deci este clar că păcatul nu este eradicat 100% din viața celui creștin, din viața unui creștin. Păcatul mai există ca și accident, dar stăpânii s-au schimbat. Răscumpărarea a început să fie experimentată, izbăvirea a avut loc. Iertarea este o realitate. De aceea, afirmații ca și eu sunt vândut rob păcatului, nu le putem aplica la creștini. Pentru că un creștin adevărat a trăit izbăvirea, are parte de răscumpărarea care este în Hristos, are stăpân nou. Păcatul va căuta prin toate mijloacele să intre din nou, să murdărească din nou, să deturneze din nou. Și uneori, la momente de slăbiciune, are câștig de cauză, ca accident.
De aceea, pocăința și iertarea și mărturisirea sunt parte din viețile noastre, când imediat revenim la direcție. Dar noi încă nu suntem în creația înnoită. Noi încă nu suntem la înviere. Deci, cu alte cuvinte, păcatul va încerca mereu să-și reinstaureze stăpânirea în viața noastră. Da. Și în contextul epistolei către Romani, Roman 6, unde Apostolul Pavel explică clar că noi am fost robi, noi nu mai suntem, acest lucru nu poate fi condiția unui credincios. El nu este un rob al păcatului, el trăiește în prezența păcatului, păcatul fiind prezent încă în lume și în context, este dușmanul nostru, este cel care ne atacă, dar nu este realitatea noastră permanentă. Ce putem spune de soluția pe care Apostolul Pavel o vede aici în versetul 25? Este chiar la final oferită și urmează să fie dezvoltată în capitolul care urmează. Este o soluție care operează în felul următor. Pe baza jertfei de pe cruce avem această frângere a puterilor vechi, puterea păcatului, puterea firii pământești, și cu ajutorul Duhului vieții noi începem ceva nou. Apostolul Pavel prezintă toate acestea cu ajutorul unui contrast foarte puternic, gândirea Duhului și gândirea firii pământești. Cum operează una și cum operează cealaltă, la ce duce una, la ce duce cealaltă. Prima mă îndeamnă la ascultare de Dumnezeu, cea de-a doua mă îndeamnă la neascultare de Dumnezeu. Dar noi suntem oameni care am fost mutați, am fost transferați în sfera de domnie a Duhului vieții. Noi nu mai suntem în sfera de domnie a firii pământești. Lucrul acesta se vede clar spre finalul primului paragraf din capitolul 8. De aceea, dacă omul este un om care trăiește după gândirea firii pământești, omul acela nu poate să placă lui Dumnezeu. Dacă el este firesc, pământesc, viața lui încă nu s-a schimbat. El este neschimbat, de fapt, sau este doar un creștin firesc? Deci, expresia creștin firesc este o expresie care se contrazice pe ea însăși. Creștinul este omul care urmează pe Hristos, omul care s-a întors la Dumnezeu, care a avut parte de o naștere de sus, este omul care își aduce trupul ca jertfă vie pentru Dumnezeu, omul care cu ajutorul înnoirii minții discerne voia lui Dumnezeu, omul acela nu va trăi o viață firească, nu va trăi o viață sub stăpânirea firii pământești. Aici deja ați explicat, dar cineva ar putea să spună și eu sunt ca Apostolul Pavel. Mintea are idei bune, are o conectare cu legea lui Dumnezeu, dar în schimb, realitatea trăirii mele, comportamentul meu, totuși merge spre păcat. Și într-un fel ar putea să existe, să justifice cineva un fel de dihotomie care are loc în ființa noastră, jumate cu jumate, am o gândire bună, dar în schimb un comportament rău. Cum am putea să explicăm unui creștin că de fapt asta nu este realitatea unui creștin? Acum câteva detalii, ci vorbesc în termen general, termeni care țin de natura sufletului pe care îl are omul.
Este general acceptat în apus, dar și în răsărit, faptul că sufletul omului are câteva elemente clar înțelese. Este partea intelectuală a sufletului, apoi avem o parte a voințelor și avem o parte a pasiunilor. Acestea trei sunt în tensiune între ele. Întrebarea este care parte are câștig de cauză. Noi știm de la Augustin și știm de la cei care au venit după el în tradiția lui că voința și pasiunile sunt mai puternice decât gândirea. Asta așa ca și abordare generală pentru a arăta că, într-adevăr, lucrurile așa stau. Dacă ești un om la nivel natural, în cele din urmă, pasiunile tale și dorințele tale, care evident sunt căzute, vor avea câștig înaintea minții, înaintea ceea ce tu consideri că ar trebui să faci. Deci, la nivel natural, argumentul, această situație noi o găsim la toți oamenii. În cazul unui creștin, lucrurile acestea au suferit schimbări majore. Creștinul este omul care a intrat sub această stăpânire a lui Iisus Hristos. El nu mai pune problema, ascult de pasiunile mele, de patimile mele, de dorințele mele. Nu, eu ascult de Hristos. Și atunci, cu ajutorul unei minți înnoite, și ceea ce vreau și ceea ce îmi place este adus sub stăpânire și să merge într-o direcție dreaptă. Deci cheia este stăpânirea lui Hristos și ascultarea de El. De aceea expresia cheie în Epistola către Romani din capitolul 1, versetul 7, ce vrea Pavel să ducă la toți oamenii? Ascultarea credinței. Un element foarte important, pentru că aceasta reflectă stăpânirea noastră sub autoritatea cui ne-am pus. Îmi place soluția pe care Apostolul Pavel o aduce aici, și anume mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. Mi se pare o soluție care cine ar citi pasajul acesta nu înțelege care de fapt e soluția. Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. De fapt, care e soluția aici? Pentru că Pavel menționează doar pe Iisus Hristos, o fi El soluția pentru această luptă, deci, care... soluția este Iisus Hristos ca Domn în viețile noastre. Aceea este soluția. Pavel se mulțumește să ne explice foarte clar și vede că mulțumirea noastră ar trebui să fie, să meargă într-o singură direcție, și anume spre Dumnezeu, și să-i ceară, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că ne l-a dat pe Iisus Hristos, pentru că dacă nu, noi nu aveam o altfel de autoritate cui să ne supunem și nu aveam un izbăvitor dinspre lege, dinspre păcat, spre Dumnezeu. Așa este, când noi trecem în capitolul următor și ajungem la finalul capitolului și vedem într-un mod foarte succint cum se finalizează schimbarea omului și după ce tipar, noi vedem că toate lucrurile sunt în cele din urmă, în cazul unui creștin, transformate după chipul Fiului lui Dumnezeu. Acolo este apogeul soluției lui Dumnezeu. De la acest om frământat, de la acest om care spune o nenorocitul de mine, ajunge un om care este tot mai asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. În acest sens, Iisus Hristos Domnul nostru este modelul de viață schimbată, este soluția pe care o vezi și care poate fi implementată și în viața mea. Și vreau să închei cu o referire la ce spune Apostolul Pavel despre sine, dar în Epistola către Galateni, capitolul 1, el îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a descoperit pe Fiul Său în el. Așa ceva, în final, trebuie să devină un adevăr cu privire la noi toți. Viața noastră, existența noastră în trup este un loc în care trebuie să se vadă tot mai mult Fiul lui Dumnezeu.
Domnul nostru Iisus Hristos. Acela este creștinul adevărat, creștinul care cu adevărat îl urmează pe, pe Fiul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi în seara aceasta și este, cred că, concluzia care ar trebui să o purtăm cu toți, de la moarte la viață. Acest lucru este posibil prin Iisus Hristos. De la robia păcatului la eliberarea de robia păcatului și aducerea sub stăpânirea Domnului nostru Iisus Hristos este posibilă prin Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, în seara aceasta, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și El este soluția inclusiv pentru un creștin care are alunecări, accidente în situații de păcat. Soluția rămâne tot Hristos. Dumnezeu a avut și are o singură soluție, pocăința, întoarcerea spre Iisus Hristos, cererea de iertare. Ulterior, Apostolul Pavel se va muta la discuția despre Duhul Sfânt, care este parte din soluția lui Dumnezeu pentru trăirea noastră creștină. Vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați fost cu noi. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă doresc o seară bună. Un creștin adevărat va trăi, va asculta de Domnul Iisus Hristos și orice problemă a vieții lui și orice păcat care intervine ca și accident în viața lui, îl va rezolva aducând viața lui la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cerându-i iertare și rugându-l să ne ajute să primim de la el putere să trăim pentru el. O seară bună, până data viitoare, vă doresc o săptămână bună în continuare și la o bună revedere pe marța viitoare.